Direcția de asistență socială Râmnicu Sărat își propune în continuare să ofere sprijin celor mai sărmani locuitori ai orașului, dar și altor persoane sau familii aflate în dificultate. De asemenea, instituția are în vedere acțiuni de informare privind prevenirea violenței domestice, suport pentru copiii cu părinți aflați la muncă în străinătate, dar și activități de informare și consiliere în cazul copiilor separați de părinți. Planul anual al acțiunilor care vor fi derulate în acest an de Direcția de Asistență Socială Râmnicu Sărat a fost aprobat recent de Consiliul Local Municipal. Este pentru. Direcția de Asistență Socială are rolul de a identifica și soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, a celor cu handicap, precum și a altor persoane aflate în nevoie. Instituția din Râmnicu Sărat are în administrare centrul de zi Pitici, cu o capacitate de 15 locuri, cantina de ajutor social, dar și serviciul de asistență socială.